La început aș avea o întrebare către voi. Și dacă ați fost și voi traumatizați de fraza asta, o să vă rog să continuați. În școală, unii profesori aveau o dorință fantastică de a face mișto de noi. Și tot timpul ne spuneau, scoateți o foaie de... Ce se auzea în a doua secundă în sală? Mulțumesc, mă cream că sunt singur. Mai era unul săracul pierdut pe acolo, că așa, yes, 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 am învățat. Și după aia vedea că de fapt nu sunt aceleași lucruri. Se întâmplă asta o singură dată? Nu. La ce școală a fost, mă, la care a fost și eu? Da? Și se întâmpla. Și cam așa începea dragostea pentru sistemul de învățământ. Și nu doar în primul an, în al doilea, în al treilea. Numai dacă stai dimineața și te uiți cum sunt târâți copiii, poți să-ți dai seama cam ce e în sufletul lor. Da? Și având unul mic acasă, am văzut cam ce a dezvoltat el. Eu numesc sindromul micului corporatist. De luni până vineri, când e vorba de trezit, băi, e moarte de om, nu îl vezi, tati, mai încă un pic, încă 5 minute, te rog eu. Sâmbătă și duminică, ora 6:30, este în picioare, gata de acțiune. Știți filmele alea în care ajunge copilul la părinți în cameră și începe să sară? Na. Îl trăiesc. Na. Imaginați-vă cum începe el din clasa 0 și după aia în clasa 12, când o să fie, 12 ani de supraviețuire. Da? Și în care o să se audă în continuare acel sunetul de jale și dor. Da? După ăștia 12-13 ani, unii sunt foarte norocoși și mai bagă o fisă. Se pare că n-au înțeles nimic și se duc la o facultate pe care o vor părinții. Alți ani de chinuială și acolo. Jale și dor. Schimb doar subiectele, că în rest jălești în continuu. După care nu știu ce se întâmplă și oamenii ăștia ajung în companii. Și ajung cu un entuziasm fantastic. Îi vezi încă de la interviu. Băi, am venit să schimb, am venit să fac lucruri, am venit să dreg. La unul din interviuri, prima recomandare care a venit din partea interviatorului a fost, dar să știi că aici nu sunt multe lucruri de schimbat. Eu nici măcar n-am deschis gura. Da. Și pe de-o parte, e normal entuziasmul ăsta. Ai stat vreo 15 ani acolo și a urcat în tine dorința asta. Ajungi în companie, zici, băi, fac drag de 20 de ani, n-ați mai făcut asta, las cum ping eu. Câți dintre voi ați avut vreodată entuziasmul ăsta? Mâna sus. Hai că dă bine la CV. Da. Și atât. 2 săptămâni. Că atunci se termină procesul de onboarding. Alții sunt norocoși, sau cum mai zic unii prieteni de-ai mei, sunt bătuți în cap. Și durează 3 luni, 6 luni. Și vezi că ei încearcă să dragă, după care zic... Dar zic în alte cuvinte. Vi s-a întâmplat, la un moment dat, lunea, să vă sune cineva, acel cineva, care, dacă vorbiți doar 2 minute, v-ați stricat toată săptămâna. Aveți oameni de ăștia? Nu ridicați mâna. Da. Sau, ați mai fost la vreun meeting, de, nici n-a început și deja vă plângeați. Mamă, ce nașpa o să fie, las că știi, e final de lună, e închidere. Da. Sau l-ai pe unul în față într-un proces de recrutare. Te uiți jumătate de CV, el vrea 2000 de euro și poziția de șef dacă se poate. Nu șef de șef, șef de oameni, e ok. Ar fi motivant. Și tu ca HR ce îi oferi? Un post de junior. E aproape. În 5 ani o să ajungi acolo. Da. Și apoi începi să-ți dai seama, să-l vezi pe omul ăla, cum începe acel... În mod constant. Că la noi n-avem resurse, ce nu mai avem? Da, n-avem oameni, n-avem bugete și așa mai departe. Și din păcate, sau din fericire, cu toții ajungem la un moment dat să avem acest sunet de jale și dor în interiorul nostru. Unii chiar tindem să-l spunem de fiecare dată. Da, poți să vezi entuziasmul oamenilor când se duc dimineața, când se duc dimineața spre birou. Îi vezi în metrou, știți poziția de ies, nu? Aia săracii nu plâng în afară, plâng în interiorul lor. Da, știu că unii și-au îndreptat acum, plan, e ok. Da. Sub o formă sau alta, ne lovim de lucruri pe care musai să le schimbăm. Și unul din motivele pentru care eu am intrat în zona asta de learning este pentru că am avut niște oameni care mi-au deschis un pic capul.
Bine, s-a închis repede la loc, că sunt blond și uit repede, dar dacă stai un picuț și te uiți, noi în companie măsurăm engagement, vrem să vedem cum sunt oamenii, le mai dăm și niște note acolo și e foarte ușor să ne uităm în afară. Și recomandarea pe care vă fac e ce ar fi dacă ne-am uitat un pic cu noi, un pic la noi. Și atunci când sună acea persoană, da, și încep să zâmbești, mamă, da, să ai curiozitatea să vezi ce poate să iasă bine. Să începi tu cu tine să faci un pas un pic mai aproape. Să fii un pic mai aproape de el și să nu mai pui un zid ca după aia să măsurăm nivelul de engagement. E foarte frumos când vine altul și zice, e foarte frumos când ai un copil, că începe să te înveți asta. Apropo de ce spuneai tu, că ți întoarce vorba. Tati, ai zis aia în mașină. Da, și pe aia încep să te abții. Cam așa și aici. Dacă am vrea să măsurăm pe bune engagement-ul, hai să începem mai întâi cu noi. În fiecare zi să vedem cam pe unde suntem noi. Și să facem noi acel pas mic în arelele în care știm că jelim. Mai pe față, mai în sufletul nostru. Și atunci o să ne fie un picuț mai bine. Mulțumesc frumos!